Asociația Euroregiunea Danubiu s-a luat ființă în urmă cu 14 ani și de fiecare dată membrii acesteia din Ruse și Giurgiu se întâlnesc în luna aprilie pentru a face un scurt bilanț al activităților din anul trecut, dar și pentru a puncta proiectele de viitor. Astfel, pe parcursul anului 2015, activitatea asociației a fost dinamică și a implicat multe aspecte, în special pentru a atrage fonduri europene pentru regiunea Giurgiu-Ruse. Să mulțumesc pentru activitatea perseverentă realizată în anul 2015. Както по отношение на създаването на нашите проекти, precum în alcătuirea, crearea și realizarea proiectelor noastre, с които кандидатствахме по Интеррег ПЕТА, cu care am candidat la Интеррег, mă scuzați dacă greșesc. Da. Както и за съвместната ни работа в уникалната, ще я нарека, Българо-Румънска земеделска комисия. Precum și pentru activitatea, în special pentru activitatea care am realizat-o într-o experiență unică, Comisia Bulgaro-Română de Agricultură. În cadrul întâlnirii membrilor Asociației Euroregiunea Danubius a fost prezentat și un document semnat de toți parlamentarii giurgiuveni, în care aceștia își exprimă sprijinul pentru construirea unei autostrăzi între Ruse și Veliko-Târnovo, care va ocoli zonele urbane Ruse și Giurgiu cu acces direct la drumul rapid Giurgiu-București. În document sunt prezentate și avantajele unei autostrăzi între Ruse și Veliko-Târnovo, printre care perspectiva de a avea o linie de cale ferată de mare viteză de la București la Istanbul, pentru aceasta fiind necesară construirea unui nou pod peste Dunăre.